Dar dacă observi că nu pune nimic la partea de donații, ce faci? Cum îi explici? Adică trebuie să explici la un moment dat că nu e doar despre el. S-ar putea să fie un copil ușor mai egoist. Trebuie să iei în calcul toate variantele. Adică tu știi cum se ceartă ei pe jucării by default când se întâlnesc. Cealaltă jucărie e întotdeauna mai interesantă. Eu am făcut sistemul ăsta tocmai pentru că am două fete diametral opuse. Dacă vă uitați în familii sau copii sau Da, nu soț-soție, suntem seamănă. diferiți, da? Ok, ale mele sunt la fel. Cea mare este foarte chipzuită și nu-i scapă absolut nimic. Cea mică este Dar știi că niciuna pentru dintre toată părți nu e lumea, deci ok. să fie. Sistemul ăsta o ajută și pe cea care este foarte chipzuită să dea un pic și să Să înțeleagă mai că lase trebuie un să pic fără pună, ele, să să nu mai fie lasă, control da? freak, cum sunt unii Deci cea dintre mare, noi. dacă ar fi după ea toți banii pe care i-ar pune la economii pentru să-și cumpere Eu cred apartament că sau ceva suntem genul. surori dintr-o altă viață. Marea mea plăcere spre disperarea celor care mă cunosc este în momentul în care fac niște bani din orice Da? sursă, eu nu mă gândesc cum să-i cheltui. Primul lucru, ce pun deoparte? Ok. Mare, cred că am fost cârtiță Asta într-o e viață nativ. E anterioară. nativ. Da, sau veveniță sau ceva pe acolo. Așa. Deci sistemul ăsta ajută o personalitate care este foarte chipzuită să pună ceva și în celelalte plicuri, da, de distracții, să zic așa, sau de generozitate. În același timp ajută și copilul care este foarte generos și Și artist un curg pic, banii, și un pic da. artist, îl ajută să înțeleagă că pentru obiective mai mari, mai importante, e nevoie să se strângă ceva în plicuri.